Primarul Suceavei a anunțat miercuri că dorește dezbateri față în față privind proiectul de modernizare a parcului Șipote. Potrivit acestuia, proiectul propus de Primăria Suceava de modernizare a parcului Șipote este în consultare publică și că așteaptă ca sucevenii să transmită părerile și opiniile lor despre această propunere. Etapa de consultare se încheie la sfârșitul săptămânii și va fi necesară o etapă de dezbatere publică. Suntem în faza de consultare publică pentru amenajarea parcului Șipote ca zonă de agrement. Deja s-a demarat această dezbatere publică din data de 25 februarie, până pe data de 8 martie. Cei care au propuneri, idei, le pot, mă rog, înainta la primărie, fie pe site-urile care sunt puse la dispoziție, sau chiar, eu știu, în adrese scrise lăsate la legislatura primăriei municipiului Suceava. După ce această perioadă de consultare și aceste 10 zile, vom stabili o dezbatere și doresc să facem față în față, că este mai bine, sunt multe probleme discutat. Probabil va avea loc la Teatrul Matei Vișniec, vom stabili o zi în care va avea loc această dezbatere, sau poate mai multe dezbateri, să nu uităm că noi plecăm la niște condiționare acolo, nu poate fi afectat mai mult decât 10% din suprafața de teren, 4,3 hectare, și la fel de important, nu se pot turna betoane. Noi am propus în acest proiect pe care l-am prezentat în toamna anului trecut, realizarea de arii pietonale, piste pentru bicicliști, trotuare, amenajare spații verzi, modelarea terenului, plantare cu plante perene, gazonare suprafețelor, arbuși și așa mai departe, crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate, zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, amenajarea de alei și foișoare, instalarea Wi-Fi în spațiile publice, instalarea sisteme de supraveghere video în spațiile amenajate prin proiect, dotare cu mobilier urban, bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul pe care îl avem în dezbatere la această zonă de agrement. Ca atare, așteptăm până la sfârșitul săptămânii aceste idei, sugestii, observații din partea celor care vor să le facă și vom avea dezbateri publice față în față, sper eu să fie la Teatrul Matei Vișniec.